Domnul profesor Mihai Matei tocmai a scris o carte, cartea a ieșit de sub tipar, încă nu avem la îndemână, va fi o lansare, dar are un titlu deosebit de incitant, Blestemul ca o chemare. Dar până una alta, să vă spunem la mulți ani, domnule profesor, suntem la două zile după sărbătoarea numelui, după Sfinții Mihail și Gavril, și vă dorim la mulți ani. Mulțumesc! Și am înțeles că împliniți și o vârstă. Am împlinit-o. Ați împlinit-o? Da. O vârstă rotundă? Rotundă, 80... Mulți înainte. Pe multe, să spun așa. Mulți înainte. Mulțumesc mult. Și cartea aceasta are un titlu incitant și v-am întreba, este în șirul cărților cu care ne-am obișnuit de la domnia voastră sau... are ceva mai personal, mai deosebit, sună și ca un titlu de roman, Blestemul ca o chemare. Spuneți-mi, care ar fi istoria cărții dumneavoastră? Are două fațete, să zic așa, sau componente. Prima ar fi o continuare a călătoriilor relatate, povestite în cărțile mele anterioare, cum au fost Meridiane și Continente, cum au fost de la Columb la Marco Polo, cum au fost Jurnal de Călătorie. Asta... n-am vrut să mai cheme tot jurnal de călătorii, pentru că am vrut să explic și o poveste legată de prima lansare a cărții mele și prima înmânare acestei cărți doctorului meu personal, care se ocupă de viața noastră cotidiană, să zic așa. Când i-am dat prima carte, se chema Monografia satului Dorobanți, mi-a spus, domnul profesor, mai aveți de scris, știa câți ani am, mai aveți de scris încă 14 cărți. Deci aveam de trăit încă 14 ani. De atunci și până acum eu am făcut 10 cărți. Prin urmare ar mai trebui să mai trăiesc 4 ani și să elaborez încă 4 cărți. Ei, după cum vă țineți cu sănătatea, s-ar părea că doctorul a greșit cumva când a estimat, dacă e vorba de o carte pe an, bineînțeles. Da, exact. Aș vrea să mai continui de aceasta cu perspectiva lucrărilor noastre. Eu am socotit asta un fel de blestem, dar nu blestem în sensul malefic, să spunem, catastrofic, așa, da? Ci mai mult ca o determinare, ca un impuls, ca eu să nu stau, ci să scriu și am ce scrie, am găsit mereu subiecte, mi-am și căutat, am și studiat, că am și unele cărți care înseamnă studii de istorie, nu numai memorialistică, să spunem, memorii sau știu, călătorii. Dar cartea aceasta care e acum, de care vorbim, are și o altă motivație. Adică mergând în America de atâtea ori, că am făcut 250.000 de kilometri cu avionul, în 15 ani, bineînțeles, acolo, având băiatul medic, am făcut niște analize medicale cum să practică. Dacă stai în Florida sau în New York, trebuie să, cum să zic, beneficiezi și de alte... Facilități, să spunem, față de ce vezi și auzi și unde, ce concerte sau spectacole vezi. Nu sunt ieftine deloc aceste facilități. Nu sunt ieftine, dar trebuie făcute și ține de cultura noastră, că suntem intelectuali totuși și chiar dacă facem un pic de sacrificiu, merită. Mergând acolo la diversi medici în Florida, avem medic de familie și acolo, pentru că eu am statutul de azilant, deci dreptul de a munce acolo, cartea verde sau green card, cum se cheamă, avem și asigurare medicală americană, bineînțeles, sume mai mici, așa, dar oricum ne ajută. La niște analize făcute acolo, am povestit ce mi-a spus doctorul român despre perspectiva vieții mele. Da. Acel doctor zice, eu, după ce vă iau toate rezultate, toate analizele, tot ce cred eu că trebuie să văd la dumneavoastră, o să vă spun care e concluzia mea. După o săptămână, mi-a înmânat o broșurică aproape cu atâta mare de analize care le-a făcut el, în care și povesti, și spun el de acum deja, zice așa, domn profesor, eu față de ce v-a spus doctorul
din România, vă mai dau încă atât cât v-o dat el atunci. Oh, oh, oh. Atunci m-am gândit. Hai, zicem că am avut dreptate atunci când am estimat noi, așa fără să fim doctori, că e mai mult. Exact. Așa. Da. Și de aceea eu am zis că totuși pare un blestem, pentru că trebuie să mai scriu. Se dublează numărul de cărți. Ce se înțelege cu aceste cărți, nu se scriu chiar așa cum ușor, nu se fac la comandă, ele se fac cu anumite determinări intelectuală, studii, documentare, elaborare și multe lucruri. De asta nu mai spun de finanțare, care și asta devine o problemă și este o problemă. Dar în orice caz, această carte răspunde acestei cerințe și interioare și nu ne îndoiem că și exterioare. Și exterioare și va fi sigur o carte care va fi citită cu mare interes, așa cum de fapt cititorii mei mereu mi-au spus că le place stilul meu de abordare a problemelor și de istorie și de cercetare locală și acestea care înseamnă călătorii în spații istorice, în spații geografice, în spații, știu eu, școlare foarte multe, fiind inspector, am intrat în multe școli, în multe universități și am multe lucruri însumate și înregistrate de acolo care le abordez aici, colo, în cărțile noastre. Ca și noastre. Dacă ați vrea să ne dezvăluiți câteva elemente din cartea care se va lansa peste două zile la Botoșani, astăzi fiind ziua de 11 noiembrie, va fi vineri, pe 13, da, la Casa Armate din Botoșani. Casa Armate din Botoșani, la ora 3. Prima parte a cărții sunt evocări din o excursie făcută în 10 zile în Bulgaria și Grecia. Fiind profesor de istorie, se înțelege că noi traci acolo, da, eu ar fi trebuit să merg acolo când eram student sau când aveam 30-35 de ani, dar dacă nu s-a putut din vari motive, cum nu se putea merge atunci în străinătățuri. Acum am fost, cum să zic, uimit de ce am văzut și ce înseamnă istoria călcată cu picioarele, gândită cu mintea, introspecția aceasta care o faci durându-ți, cum să zic, știința teoretică și văzând și sitiuri, terenurile și așa mai departe. Deci am fost în Veliko Trnovo, am fost în Salonic, am fost cetate deosebită, Veliko Trnovo. Am fost în Atena, am stat 3 zile acolo, am urcat pe Acropole, am văzut spectacole date special pentru excursioniștii noștri, grupul nostru. După aceea am fost la Delphi, oracol. La oracol. Da. Am fost în Sparta, acolo am rămas puțin dezamăgit pentru că acest polis, acest oraș celebru cu eroi așa de mari și vitej, nu arată mare lucru. În afară de statuia regelui Spartei, care la Termopile au sacrificat cei 300 de luptători și să întârzi puțin navala perșilor, da? Ofensiva perșilor, care au pierdut 80.000 de oameni acolo. Altceva n-am văzut. Poate fiindcă și erau mai spartani decât atenienii. Mai puțin înclinați spre a lăsa monumente, în urmă lux și așa mai departe. Poate. Că după aceea am mers în Olimpia, deci locul olimpiadelor, acolo unde se păstrează foarte bine urmele timpurilor, cum să zic, antice. Acolo cu urme, cu obiectiv, un muzeu foarte frumos făcut cu marmură albă peste tot, cu statuete, cu știu eu, arme, cu vase, cu sarcofage, cu inscripții, foarte frumos așa. Și după aceea, bineînțeles, am mers în insula Corfu, cea pe care Soliman Magnificul n-a putut să o cucerească și care este un fel de perlă. Să mai păstrează zidurile cetății? Da, cetatea are, sunt două grupuri de fortificații, să spunem așa, ale genovezilor, dar orașul în sine este un oraș modern, oraș frumos, oraș intelectual, oraș cu muzee, cu forfotă de lume care vine acolo să vadă și au ce vedea. Și de acolo, bineînțeles, ne-am întors
către Bulgaria și am mai oprit în Sofia și am văzut Catedrala Alexandru Nevski, Sfânta Sofia, unele obiective care le au ei destul de frumoase în centrul capitalei grecești, cu multe cu multe parcuri, cu multe locuri de agrement pentru copii, pentru publicul mare și mai muzee. Și ne-am întors, bineînțeles, cu amintiri multe interesante. Și frumoase, interesante, care nu puteau să nu găsească loc în această lucrare. Alte, așa, a spus, Grecia, Bulgaria, da. Alte trasee. În continuare, după ce am mers în Franța, unde avem un băiat acolo, inginer, la Uzine Peugeot, și de acolo am, cum e obicei, toți francezii, sâmbăta și duminica, merg în weekend, de fapt și în alte țări, toate țările europene. Oamenii de acolo folosesc weekendul și pentru instruire intelectuale, deconectare și tot felul de lucruri din acestea care țin de sănătatea și spirituală și fizică a oamenilor. Am mers în Munții Pirinei, am urcat pe acolo, am văzut diverse grote pe acolo, alte lucruri, am fost chiar pe un munte, un vârf de munte acolo, preal 905 metri, exact la granița dintre Spania și Franța. Franța. Și de acolo se vede țara Basciilor. Țara Basciilor. Da. Franța are țara, așa o parte din țara Basciilor, de vreo 250.000 de locuitori, iar spaniolii au 2.500.000, deci cea mai mare parte. Care își revendică acum independența. Exact, da, ca și Catalonia. Este o întreagă, o zonă foarte frumoasă, foarte frumoasă și, cum se spun, o zonă care trăiește, adică lumea lucrează, e frumos, e, cum se zic, și în agricultură, și în industrie, și în toate domeniile așa, nu vezi oameni stând degeaba, nu vezi oameni decât turiști ca noi, care vedem ce fac. Nici ei nu stau degeaba, că dacă ei se urmă programele. Exact, da. Și exact. Dar cum, v-aș face o paranteză, cum de acolo lucrează și la noi poate mai puțin? E, la noi sunt foarte e mai complicat, multe lucruri de spus despre cei care conduc sistemul economic, conduc procesul de reforme, investiții. Noi pierdem bani în fiecare an o grămadă, chiar din fondurile astea europene care ne se dau, sigur, o parte rambursare, o parte nu, dar lipsa aceasta de preocupare cu licitații enorme, cu răsturnări de situații, cu investiții care trebuie refăcute și toate lucrurile astea fac să mențină o stare de șomaj ridicată, nu mai spun câți pleacă în străinătate, mereu este această idee. Și care la noi în Botoșani este mai mare decât în restul țării, mai mare decât în media pe țară. Și mai mare și la noi și în Vaslui și în alte locuri. Exact, exact. Da. Botoșani și Vaslui. Astea sunt cele două, cele mai sărace județe din toată Europa. În zona aceea am văzut niște orașe foarte frumoase, cum este, de exemplu, Biarritz. Care este și o stațiune vestită. Da, stațiune, da, cu o plajă de 5 km. Acolo Napoleon al III-lea a avut un palat și este și acum palat unde în fiecare venea cu soția lui și stătea acolo o lună sau cât trebuia, că putea să stea el acolo. Foarte frumos, oraș modern, mândru cu tradiția lui, așa. Și după aceea am văzut San Sebastian, am ajuns și la Pamplona, unde... Peste trei lupte de tauri. Da, și ne-am amintit de Hemingway, care venea acolo și stătea câte o săptămână sau două și a scris și cărți pe urma impresiilor dramatice căpătate acolo. Am ajuns și în deșertul Bardanes Reales, un deșert de 42.000 de hectare, unde de obicei se fac exerciții militare, se fac instruiri de domeniul acesta și parțial așa undeva sunt și încercări de acestea de a redresa, de a reda agriculturii o parte din terenurile, parte din terenurile care sunt acolo. Cam aceasta a fost Franța. Următorul capitol, să zic așa, înseamnă deplasările în Statele Unite la cel al băiatului